Dacă am început cu ceva iute, vom încheia cu ceva dulce. Maestrul Bedros Cabranian, unul dintre cei mai buni patiseri din lume, creatorul croasantului în formă de cub, este acum aici cu câteva creații încântătoare, așa că să-l aplaudăm și să-l primim. Perfect! Hai! Îl avem astăzi alături de noi pe un, vă rog să luați un loc, Master Baker, nu? Thank you. Master Baker? If you say so. Dacă așa spui tu. Așa, păi nu eu spun, așa spune CV-ul. All right, so let's listen to that. Bun, să facem atunci așa cum spune CV-ul. Perfect. Da, acum eu știu că tu ești foarte controversat în Franța pentru că ai făcut croasantul în formă de cub. Deci ăsta e croasantul în formă de cub și de asta ești acum foarte, cum să zicem, înjurat în Franța. Eu nici n-aș știu că ăsta e un croasant. N-aș fi știu că e un croasant. Well, I'm trying not to upset anybody. Încerc să nu supăr pe nimeni. Dar evident că se pare că am supărat pe cineva. Un croissant normal nu e cubic. Dar cum ți-a venit ideea să faci un croissant sub formă de cub? I watched Marvel. M-am uitat la Marvel. The Tesseract from the movies. Știți acel Tesseract din filme? And the idea came. De acolo mi-a venit ideea, de la Tesseract. Tu ești pentru prima dată în Românie, în România, ești de naționalitate jumătate libanez, nu? Jumătate armean? Și ai crescut de fapt în Suedia. Yes. Yes, it's a big mix. Da, e o combinație mai complicată. I live in Sweden, my locuiesc mother is în Suedia, mama e din Liban, tata e armean. I got invited by și am fost invitat de școala Eurica să vin să gătesc în România. Am zis, de ce nu? Și ești în același timp și campion la patiserie, nu? Stai să le prezentăm celor de acasă niște super croasante, produse de patiserie. Nu știu cum să le țin, să se vadă, să-mi dau cu ele jos. Opa, că alunecă. Ești și campion, nu? I've competed a lot. Da, am fost în multe competiții. I competed in the World Cup 2014, în Cupa Mondială din 2014, apoi în 2015, în 2016, apoi șeful anului în Suedia în 2016, multe concursuri. Nu că m-aș apuca de gătit, dar vreau să te întreb cât de importantă e calitatea ingredientelor. It's very important. E foarte important. I try to work with flavors. Încerc să lucrez cu diverse arome și am nevoie de calitate foarte bună. În România ai găsit vreo aromă specială pe care ai vrea să o folosești? De un ingredient pe care ai vrea să-l folosești? I can describe Romania with one word and that's sweet. Aș numi România cu un cuvânt. E dulce. Everything is very sweet. Totul e foarte dulce aici, în adică România. Adică se pare că mâncăm prea dulce? Maybe not sweet. In Lebanon you eat baklava. Limba mea lebaneză, baklava, e foarte dulce. Deci e un cuvânt care înseamnă și proaspăt și dulce și vreau să gătesc lucruri cât mai proaspete și mai ușoare. Deci, oameni buni, așa arată croasantul sub formă de cub. Foarte interesant pe cuvânt, mi se pare foarte tare. Dați-mi două croasante, două cuburi. Ia uite. Da, știi ce vreau să le spunem celor de acasă? Că ai fost prin toată lumea la tot felul de concursuri, nu? Some competitions, yes. Da, mai multe competiții, dar am și predat în toată lumea cursuri. Ce ar trebui să știe cei care vor să se apuce de patiserie? Practice. Practică, practică, practică. Să practice cât mai mult. So many hours behind this. And tears and ore întregi durează fiecare din aceste produse și sânge și sudoare. Multă muncă. Perfect. După publicitate, oameni buni, la noi la emisiune e tradiție să rupem cozonacul. Așa că vom rupe cubul sau să tăiem cubul, să vedem cum arată un croissant de ăsta. Începem un pic să tăiem aceste bunătăți pe care ni le-a adus astăzi prietenul nostru Bedros.
Am revenit, oameni buni, pe final de emisiune. Să vedem ce are croasantul ăsta de a supăra pe francezi. Pentru că, în primul rând, are o altă formă, deci o formă de cub. Iar acum să vedem... Bedros, ești pregătit? Yes. Ia să vezi aici. Da, să vedem dacă trece testul acest croissant. Ia să vedem. Hopefully it's better than a regular croissant. Să sperăm că e mai bun chiar decât un croissant obișnuit. Stai, stai că e un croissant care nu e... Care e altfel, oh, tată. Yes. Yes. It's different. It's with filling, caramel filling. E un croissant are umplutură cu caramel. De caramel. E salty caramel. În interior. E foarte dulce, dar și puțin sărat acel perfect caramel. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce are următoarea asta ce e? This is a croffin, it's called. Asta este it's un croffin. E plin cu cremă de vanilie, ceva între muffin și croissant. So, same dough, but different shape. Același aluat, dar altă formă. Se răspunem celor de acasă că ești pentru prima dată în România și pentru prima dată când susții un curs în Europa de Est. Yes, in Romania. First da, time prima dată în România in, Europe. Și în Europa. So people from all over the world. Din toată lumea vin oameni din Europa și din toată lumea la aceste cursuri pe care le predau aici în București. Just to learn this. Foarte și bine. Și vor să învețe exact acest lucru. Uite cum arată și prăjitura asta foarte tare. Ai luat vreun premiu cu vreunul din aceste produse? I've got the best Nordic pastry. Cea mai bună patiserie nordică, area. Deci din Scandinavia, zona Scandinaviei. Și cu care produs? Medalie de aur. With this one, yeah. In different colors. Cu acesta avea doar alte culori. Să vedem despre ce este vorba, ce avem aici. Vreau să te întreb, mi-au spus colegele, cele care te-au însoțit astăzi la emisiune, să te întreb puțin și despre dragoste. Cum stai cu dragostea? Really? Ah, really? Ah, chiar așa? Well, there is someone special, but e cineva special, într-adevăr, dar cam atât pot să vă spun. Să vezi ce domnișoare drăguțe vin la cursurile astea. Hai să vezi. Deci ăsta este produsul cu care ai câștigat, de asemenea, foarte medalia de aur, nu? Yeah, 2015. În 2015, da. Felicitări, Bedros. It's a lot. Thank you, thank you. And it's mulțumesc. A lot about techniques. E vorba de tehnică, de felul în care îl faci, like îl pregătești, aroma, le-a plăcut foarte mult gustul. Știi ce vreau să te întreb? Un patiser câți ani trebuie să muncească să ajungă la performanțele tale? I with today's age, Instagram age, you can acum take în one year epoca Instagramului never. Poate să ajungă într-un an sau niciodată. I was lucky in way, eu am avut noroc într-un fel. I have a lot of followers on Instagram and pe Instagram I am mulți prieteni care mă urmăresc. Cei de la Horeca m-au găsit pe Instagram și m-au invitat aici. So I'm very lucky. Și iată, am avut căutați-l noroc. Căutați-l pe Bedros pe Instagram, dați-i un like din partea noastră și să-i spunem mult succes în România și multă baftă. Îți mulțumim mult de tot. Cât stai în țară? Thank you. Cât stai? I leave on Monday. No, Sunday, I think. Plec duminică, deci încă două zile. Ce mai contează? Nu luni, asta, duminică, luni, marți. Dar sper perfect să îți dorim un weekend cu foarte multe dulciuri românești, să încerci niște clătite românești, niște papanași. Să știi că putem să-ți mai oferim și noi foarte multe produse medaliate cu yes aur. Și bineînțeles, cozonacului Nea Vasile, că tot se apropie cea de-a treia ediție a cozonacului de aur. Îți mulțumim mult de tot, Bedros. Toate cele bune!